Cum ați aflat de Speranță pentru România? Într-o zi de duminică, Dumnezeu mi-a dat un telefon în mână și acolo am găsit o familie bolnavă de cancer care era pe Facebook pusă și apoi am luat site-ul campaniei pentru Speranță pentru România și am găsit acolo diferite cazuri. Am încercat să sun, mi-a răspuns la numărul de telefon doamna Iza Galea, la care doamna mi-a zis, stați liniștită, veți fi ajutată. Și de atunci până în momentul de față chiar am fost ajutată, pentru că ne-au ajutat să cumpărăm acea casă la stradă, lângă școală, lângă o piață, lângă un drum accesibil spre orașe, spre spitale și așa mai departe. Am cumpărat-o cu ajutorul oamenilor cu suflet mare. Am început să o renovăm. Am renovat exteriorul, după aceea am deschis încă o campanie, ne-au ajutat să renovăm interiorul și acum mai avem de cumpărat pentru baie și bucătărie, boiler și WC-ul și ghiuvete ce ne trebuie acolo și de vopsi cu lavabilă pe interior și ne putem muta în ea. Au fost mai multe campanii de strângere de fonduri, da, pentru dumneavoastră, pentru diferite nevoi, inclusiv cum a spus și noastră, să cumpărăm casă, să o amenajăm, da, să o renovăm. Fondurile care s-au strâns în aceste campanii, pe care ați văzut și dumneavoastră, l-au văzut și toți cei care au donat și noi în același timp, au ajuns în final la dumneavoastră? Da, da, categoric da. Atunci când s-au strâns și am dorit, atunci au venit și bănuții și am arătat către fundație că noi am dovedit cu acte dovedoare, cu bonuri, cu facturi, cu tot ce a fost nevoie. Atunci am fost personal la Drobeta Turnu Severin și am, da, plătit casa pentru dumneavoastră, ne-am întâlnit la notar și din păcate atunci, din cauza timpului, n-am reușit să vin, să filmez așa cum am reușit acum. Cum a fost colaborarea cu Iza, cu colega mea? Pot să vă s-a ocupat spun de dumneavoastră. Că este o persoană minunată. Îi mulțumesc din toată inima mea și din tot sufletul meu, pentru că datorită dânsei, a oamenilor cu suflet mare și a Asociației Speranță pentru România, eu sunt aici acum. Deci eu sunt aici acum. Am avut o cădere foarte mare, m-am îmbolnăvit atunci, doamna Iza știe. Am făcut atac de panică cu gândul că copilul va crește mare și eu nu voi mai fi și nu are cine să mai aibă grijă de el, pentru că eu nu mai am neamuri, mamă, tată, sunt singură pe lume doar cu Dumnezeu și... Și soțul dumneavoastră este tot cu handicap. Da, tot cu, este nevăzător și mai are și alte boli, mai are și arterită, mai are, dar se mai deplasează cât de cât, așa. Cât de cât se mai deplasează. Ați recomanda Asociația Speranță pentru România altor persoane, da, care au nevoie de ajutor? Da, cu categoric da, le-aș recomanda Speranța pentru România, pentru că este cea mai serioasă asociație. Le mulțumim tuturor celor care au făcut donații pentru dumneavoastră, da, s-au implicat în viața dumneavoastră prin noi, prin Asociația Speranță pentru România și sperăm să auzim doar vești bune din partea dumneavoastră și să reușiți să vă mutați cât mai repede de aici, din această, da, casă. Da.